Primele achiziții de anul acesta pentru Spitalul Județean de Urgență Slatina vor fi 6 ascensoare noi. În prezent are loc evaluarea ofertelor, iar până la finalul lunii se așteaptă desemnarea firmei câștigătoare, care se va ocupa de lucrări. Apoi vor fi achiziționate echipamente medicale pentru mai multe secții ale spitalului, dar și pentru sălile de operație. Cele mai importante ar fi o nouă linie chirurgicală laparoscopică, noi aparate de hemodializă, un ventilator mecanic pentru neonatologie, un nou aparat de radiologie röntgen pentru medicală, un aparat de facoemulsificare pentru oftalmologie pentru operațiile de cataractă. Mai sunt o serie întreagă, un braț radiologic C-arm pentru urologie, monitoare de funcții vitale. Și confortul pacienților este important pentru conducerea spitalului. Managerul unității medicale spune că se va lucra la reabilitarea și dotarea saloanelor. În luna noiembrie am dotat cu frigidere toate saloanele. În prima parte a anului 2018 ne-am propus să dotăm cu televizoare toate saloanele și să montăm un sistem de acces cu cartelă pe toate secțiile, astfel încât toți pacienții noștri să fie internați în condiții de siguranță. Pe lista pentru investiții se află și unitatea de primire urgențe a spitalului din Slatina. Aici va fi cumpărată aparatură medicală în valoare de 1,5 milioane de euro.